ministru, în ultimii 20 de ani, zeci de clădiri de patrimoniu au fost demolate sau lăsate în paragină pentru a cădea și a face loc unor clădiri mai înalte. Toate aceste lucruri s-au întâmplat cu permisiunea Ministerului Culturii și a direcțiilor din subordine, care în mod normal trebuie să protejeze patrimoniul și interesul public. Ce faceți pentru protejarea patrimoniului construit ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple? Legea 422 din 2001, legea monumentelor istorice, prevede că, citez, în vederea salvării monumentelor de la distrugere și degradare, poate fi inițiată exproprierea pe cauză de utilitate publică. Au existat inițiative în acest sens, însă trebuie să menționez că legislația în domeniu este incompletă și, concret, nu s-a aplicat niciodată această măsură până acum. Știți că am numit un grup de lucru care a început proiectul unui nou cod al patrimoniului național, care va fi un proiect complex al Ministerului Culturii, care angajează foarte mulți specialiști și care își propune să răspundă și la acest punct, adică la ceea ce putem considera sancțiunile pe care statul trebuie să le aplice în cazul în cazul în care constată că proprietarii de monumente istorice nu respectă obligația de patrimoniu pe care o au. Dar concret, până acum, de ce nu au fost sancționați acești oameni? Pentru că există prevederi, este constituie contravenție faptul că ți dai monumentul. Da, dar din punct de vedere juridic există încă dificultăți o interpretare neunitară în ceea ce privește legea actuală. De aceea este necesară, este unul din motivele pentru care e necesară promovarea unui nou cod al patrimoniului, pentru ca să nu existe niciun fel de dificultate în adoptarea acestor sancțiuni. Pe de altă parte, și vreau să spun asta aici, în abordarea Ministerului Culturii suntem foarte sensibili la faptul că trebuie și un program de asistare și de încurajare a proprietarilor de imobile cu valoare istorică, ca ei să poată financiar, logistic, administrativ, să întrețină monumentul istoric. E foarte important să nu privim pe proprietarii de monumente istorice doar ca pe niște potențiali infractori. În cea mai mare parte sunt oameni foarte onorabili, sunt oameni care eventual și-au recuperat imobile care foarte multă vreme au fost confiscate de către stat, de care de fapt ei au fost despărțiți și în bună parte e vorba de oameni în vârstă, oameni care și-au recuperat proprietatea și care, mă rog, a ajuns la ei printr-un proces istoric extrem de complex, care practic istoria recentă a României. Este deci foarte important ca același cod al patrimoniului să reglementeze programe financiare și un sistem fiscal de încurajare a conservării și a punerii în valoare a monumentelor istorice. Dacă puteți detalia un pic, este vorba de scutiri de impozite, este vorba de niște împrumuturi speciale. Da, este vorba de un sistem întreg prin care practic proprietarului se recunoaște de către stat faptul că imobilul pe care îl deține în proprietate beneficiază de un interes special al statului român, spre deosebire de alte imobile care nu au acest statut. Și, de pildă, să vă dau un exemplu, noul cod fiscal a eliminat scutirea generală care se dădea proprietarilor de monumente istorice, scutirea fiscală generală, erau scutiți de taxe și impozite locale și lasă la latitudinea administrației publice locale de a scuti sau nu pe proprietarii monumentelor istorice de la plata impozitului. Sigur, în general, orașul cred că are interesul să remarce faptul că între miile, sutele de mii de case sau de imobile pe care le are în structura lui urbană, există câteva monumente istorice și că asta ar trebui să beneficieze de scutiri de taxe, dar lucrul ăsta nu este un dat. Și, din păcate, probabil că vor exista administrații publice locale care vor spune, uite, încă o sursă de venit, hai să îi impozităm și pe ăștia. Nu e, după părerea mea, nu e chiar corect, pentru că proprietarul unui monument istoric primește o obligație din partea Direcției Județene de Cultură, o obligație de patrimoniu, pe care este obligat să o
înscrie ca sarcină în cartea funciară a imobilului și prin această obligație de patrimoniu el se angajează să nu schimbe destinația generală a clădirii, să respecte forma ei, elementele artistice, componentele artistice, materiale din care construite, să nu, dacă are un acoperiș de șindrilă, să nu transforme într-unul de tablă, dacă are ferestre de stejar, să nu pună termopane de plastic și așa mai departe. Să lucreze cu firme agreate de către autoritate, să obțină un aviz în cazul în care dorește să facă lucrări substanțiale. Deci noul cod al patrimoniului va aduce atât beneficii proprietarilor de monumente, cât și sancțiuni și obligații mai bine precizate. Vor merge? Aveți idee? Sancțiunea trebuie să prevadă în anumite situații, inclusiv exproprierea, așa cum era și în textul mai vechi, dar aceste sancțiuni trebuie foarte clar delimitate. Sigur că și proprietarii de monumente istorice sunt în mai multe categorii. Unii sunt persoane care provin din familiile celor care au clădit poate acele imobile sau care le-au avut în proprietate o lungă perioadă de vreme înainte de regimul comunist. Altele pur și simplu sunt persoane care au, sau firme care au achiziționat drepturile litigioase și proprietatea a ajuns de pildă în mâna unor promotori imobiliari și acolo trebuie discutat altfel pentru că e vorba de interese economice. Aveți o problemă. Nu poți amenda pe cineva de două ori pentru același lucru. Cum o să rezolvați? Că bănesc cât de mari trebuie să fie amenziile ca ei să simtă și să nu mai facă ce fac cu casele. Da, astea sunt discuții tehnice și e clar că trebuie să intre în orizontul celor care vor pregăti textul noului cod al patrimoniului. Până acum noi am vorbit mai despre clădirile monument istoric. Însă sunt foarte multe clădiri aflate în zonele protejate, case care nu sunt clasate ca monument istoric și care nu beneficiază aproape de nicio protecție. Sunt niște planuri la Primăria Capitalei, dar acestea nu sunt respectate de cele mai multe ori, niște planuri pentru zonele protejate. Ce pârghii are Ministerul pentru a opri asemenea abuzuri și pentru a repara ce s-a întâmplat sau măcar să nu se mai întâmple asemenea lucruri? Da. Știți că aici am obținut o modificare a legii 422 prin ordonanță simplă promovată la nivelul guvernului, prin care am dat o mai mare importanță decizională comisiilor de specialiști, care sunt comisii care funcționează la nivel de experți pe lângă Ministerul Culturii, tocmai în ideea de a reduce puterea unui singur om, adică a ministrului, în luarea unor decizii care, să zicem așa, poate fi supus unor presiuni imobiliare a grupurilor imobiliare în mod mai ușor. Dar este necesar și vom da repede, în curând, vom da un ordin care să clarifice competențele de avizare atunci când e vorba de zone protejate. Vorbim aici de zone protejate, nu de clădiri. Acum sunt la comisiile zonale ale monumentelor. Exact. Deci aici trebuie să clarificăm foarte clar competențele de avizare. Mai departe. Și cine va aviza? Este o chestiune de decizie și vrem să luăm cele mai bune decizii, astfel încât să aducem în atenția opiniei publice și a organizațiilor non-guvernamentale, în general a actorilor din mediul urban și zonele protejate, nu numai monumentele istorice. Ședințele CNMI și a comisiilor zonale nu sunt publice. Da, ședințele CNMI și ale comisiilor zonale nu trebuie să fie publice. Dar pentru, vreau să știu pentru că, numai puțin, să vă răspund, pentru că sunt chiar momentul de deliberare al comisiilor. În orice comisie din lume, momentul de deliberare sau intervalul de deliberare al comisiei nu este public. Dar deciziile comisiilor, procesele verbale redactate de comisii trebuie să fie publice, ele trebuie să fie urcate pe site-ul Ministerului Culturii și lucrul ăsta va constitui o prioritate în Ministerul Culturii pentru că aceste decizii trebuie motivate, trebuie cunoscute și trebuie să fie asumate la nivelul, în general, la nivelul tuturor celor care sunt interesați în ele. Când vom avea un draft al codului patrimoniului și ce noutăți va aduce el? Există deja nu un draft, ci din păcate mai multe drafturi.
când am ajuns în minister, existau două variante, se lucrase pe două pachete, să zic așa, două seturi independente în privința codului patrimoniului. Știți că e un obiectiv care a fost anunțat încă de acum 5 ani de Ministerul Culturii și a trecut de la ministru la ministru. Păi tot așteptăm fiecare ministru în amenință că vom avea un cod al patrimoniului. Exact. Deci există niște drafturi, dar nu există încă un text unitar, pentru că aceste drafturi au pornit de la idei diferite, au pornit de la locuri diferite din lege și cumva ca două componente ale unui tunel care nu s-au unit la mijloc. Codul patrimoniului va fi un document legislativ foarte important care își propune revizuirea și îmbunătățirea tuturor legilor care privesc patrimoniul cultural în toate formele sale. Am numit o comisie de specialiști, circa 17 sau 18 specialiști pe domenii a cărei sarcină va fi elaborarea acestui proiect, de fapt, va fi un proiect de cod al patrimoniului și din care vrem să lansăm în dezbatere publică deja în luna aprilie unele bucăți. Va trebui să lucrăm cu timpul, astfel încât până la sfârșitul mandatului acestui guvern, care este luna noiembrie 2016, să putem să trecem prin guvern propunerea de cod al patrimoniului, astfel încât la depunerea mandatului, guvernul să poată lăsa Parlamentului acest proiect de act normativ foarte important. Și ca noutăți, care ar fi schimbările fundamentale? Asta nu pot să vă anunț acum. Ordinul de numire a acestei comisii a fost semnat acum câteva zile. Avem prima ședință a comisiei săptămâna viitoare, la care voi merge și eu și voi anunța liniile mari și urmează ca specialiștii să decidă. Pentru că tot vorbim de protejarea patrimoniului construit, ce se întâmplă cu proiectul imobiliar de la Palatul Știrbei? Fostul ministru a dat deja un aviz pentru molul și blocul de acolo, un bloc de aproape 40 de metri înălțime care se va construi în spatele palatului. Ce poate face ministerul în prezent dacă dorește să facă ceva? În această chestiune sunt două lucruri de semnalat. În primul rând că există în curs o anchetă a Departamentului Național Anticorupție. Aici sunt implicate persoane care au dat avize. E vorba de un PUZ, un plan urbanistic zonal care a fost avizat sau care a pornit de la un aviz care s-a dat în Ministerul Culturii. Departamentul Național Anticorupție a avansat mult în această anchetă, în sensul în care a depășit faza de audieri preliminare și a publicat chiar pe site-ul lui această știre acum circa o lună. Practic, ei au trimis în instanță dosarul. În acest dosar... Acest dosar ce vizează? Asta. Avizarea demolării anexelor Palatului Știrbei. Deci nu proiectul nou. Nu. Avizarea demolării anexelor Palatului Știrbei, prin care s-a atentat și la unele lucruri din subsol, da? din pământ, care reprezentau privințele, care reprezentau niște, practic, monumente istorice. Erau considerate monumente istorice. Bun. În faza, deci această anchetă, care nu mai e o anchetă, este o acțiune în instanță, vizează responsabili din Ministerul Culturii, unii care dețineau funcții de răspundere în Ministerul Culturii, nu cred că e cazul să dau nume. Acest lucru este un lucru. Al doilea lucru este faptul că, într-adevăr, de la Ministerul Culturii a pornit un aviz către acest PUZ. În momentul de față, aprobarea sau nu a PUZ-ului se află în competența Primăriei Generale a Capitalei, care va trebui să se pronunțe, e libertatea dumnealor și atribuția dumnealor să se pronunțe. Dar un eventual proiect imobiliar construit lângă Palatul Știrbei va trebui să se întoarcă la Comisia Națională a Monumentelor Istorice pentru aviz
Și aici, asigur, iarăși, comisia alcătuită din specialiști va trebui să se pronunțe dacă în imediata vecinătate a Palatului Știrbei se poate construi așa ceva. Eu nu mă pot pronunța ca ministru, este atribuția comisiei să se pronunțe și știți că mai mult decât atât, conform modificării adoptate la 422, ministrul va trebui să are posibilitatea de a se opune în cazul în care comisia admite acest proiect, iar dacă comisia nu admite acest proiect, ministrul nu mai poate semna ordinul de avizare. Asta este noutatea. Deci dacă comisia de specialiști se opune, ministrul nu mai poate aviza proiectul. Că tot vorbim de patrimoniu. Avem câteva exemple celebre de case lăsate în paragină. Unul este Hanul Solacolu, celălalt este Visarion 8, clădire-monument care aproape a dispărut de pe parcelă. Mai avem Chiselef 35-37. Proprietarii l-au lăsat în paragină de mulți, mulți ani și n-au pățit nimic până acum. Dumneavoastră, de când sunteți ministru, ați dat vreo sancțiune pe aceste spețe? Nu. Vă spuneam mai devreme, sancțiuni nu s-au dat până acum. Visarion 8 e într-adevăr o durere. Nu știu dacă se poate face ceva, practic a mai rămas un zid. Da. Un zid, cred. Și ăla, un singur zid. Un zid și ăla, cred. O fereastră. Că, da, o fereastră. Și ăla parțial. Probabil că va cădea după această iarnă. Da, cred că va cădea. E probabil, într-adevăr, conștiința vie, de fapt, aș zice, a Ministerului Culturii, încă de când a apărut această problemă, și vă reamintesc concertul pe care a dat Alexandru Tomescu, Requiem pentru o casă defunctă, nu? Asta era, cred că, în 2009 sau... Da, pe vremea Ministrului Paleologu. 2008, așa ceva. 2008-2009. Da. E un exemplu teribil de impresionant, dar și Chiselef 35-37, unde, iarăși, nu se poate face nimic pentru că este o proprietate privată și... De ce nu expropriați aceste imobile? Chiselef 35-37 încă nu este jos. Se poate nu, face nu ceva? E jos. Cred că acolo s-ar mai putea face ceva. Într-un regim de intervenție de urgență s-ar putea face ceva, cum s-a făcut în clădirile de alături pe Chiselef. Da. Sau la Hanul istoric, Gabroveni. Bun. Hanul Gabroveni e al primăriei. Dar deci acolo, tehnic acolo, se poate face. Da, asta da, acolo există un proprietar, există o reabilitare pe fonduri europene. Conform legislației, putem interveni pe clădirile unde suntem proprietari. Deci aici nu e nicio problemă. Chiselef 35-37 este în patrimoniul unei persoane. Dar aveți în vedere private Expropierea Hanului Solacolu și a clădirii de pe Chiselef 35-37? Se poate face acest lucru? Hanul Solacolu, din câte sunt informat, este sub niște litigii judiciare și cred că trebuie deocamdată clarificată natura acestor litigii. Acolo s-a început ceva, de aia s-au și pus acele meșuri. Și după aceea acel ceva a trebuit oprit, tocmai din aceste litigii. Chestiunea este complicată, este de discutat și cu Primăria Generală a Capitalei. Litigii între cine? Între proprietari sau... Nu știu să vă spun. A fost o societate comercială care a achiziționat acest... Vorba tot de drepturi litigioase, deci numai de mult proprietarul, mă rog, fostul proprietar, moștenitorul, practic. Și a intrat în proprietatea unor societăți. E o situație complicată, vă promit că o să mă interesez. Acea clădire este într-o stare precară și pe lângă valoarea ei de monument, eu cred că este pericol public. La un moment dat, probabil în curând, va cădea peste cineva și va omorâ pe cineva. Cine trece tramvaiul 21 pe acolo și plin de oameni? Dacă va cădea peste tramvai, va fi o tragedie. Cine e responsabil pentru situația asta? Da, este exact situația pe care o avem la imobilele cu risc seismic ridicat. Practic se pune problema protecției civile, a trecătorilor, a vecinilor, a celor care intră în magazinele învecinate. Eu cred că nu putem sta cu mâinile, cu brațele încrucișate, nici în ceea ce privește Hanul Solacolu, nici în ceea ce privește blocul Patria, ca să mut un pic discuția, sau Cinema Studio. Sunt zone din centru Bucureștiului, în centru vechi sau pe Bulevardul Magheru, nu putem sta cu brațele încrucișate. E foarte important să putem acționa
Și cred că aici e nevoie de o schimbare de legislație. Discutam și cu domnul ministru al dezvoltării regionale, domnul viceprim-ministru. Aici e foarte important să schimbăm optica și cred că o idee, mă rog, ideea pe care eu o promovez, este să tratăm aceste situații după modelul unei exproprieri pentru cauză de utilitate publică. De ce putem expropria acolo unde facem autostrăzi, de pildă, de interes național, prioritar, nu? Dăm o justă despăgubire proprietarilor și intrăm în posesia acelor terenuri pentru a construi autostradă, dar nu putem practic face același lucru când e vorba de pericolul de prăbușire al unor imobile în centrul capitalei sau în centrul orașelor importante din țară, în care, dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar fi o catastrofă națională, pur și simplu. Bine, există legea fațadelor, unde primăria poate să facă lucrările ea și să-și recupereze banii de la proprietari, dar nu funcționează. Nu, la Cluj au ajuns să desprindă ornamentele de pe clădirile istorice. Da, ca să... și am protestat, știți foarte bine. Am protestat, legea fațadelor este, în momentul de față, este în avansează. Noi am reușit să introducem în legea fațadelor diverse modificări, tocmai ca să poată beneficia și obiectivele de patrimoniu, pentru că inițial legea fațadelor nu era gândită neapărat din perspectiva monumentelor de patrimoniu, era gândită doar la zone protejate. Da? Pe de altă parte, fiindcă ați ridicat problema situației de la Cluj, am făcut o circulară care a fost care a plecat cu semnătura mea către toate direcțiile județene de cultură, prin care se clarifică exact competențele pe care le au comisiile zonale și direcțiile județene de cultură în intervenția asupra unor monumente. Dacă sunt ele de categorie A sau de categorie B, adică de importanță națională sau de importanță regională și locală. Adică toate intervențiile se vor face doar cu acordul comisiei. Adică, ca să spunem foarte simplu, dar situațiile sunt un pic mai complicate, la monumentele de clasă A, de importanță națională și internațională, decizia se ia la Comisia Națională a Monumentelor Istorice, în vreme ce, în general, în monumentele de clasă B, cu importanță regională, decizia rămâne la nivelul comisiilor zonale, pentru că respectăm descentralizarea și considerăm că ele sunt destul de responsabile încât să nu autorizeze modificări care să denatureze forma... Pentru că tot vorbim de zone protejate și de legea fațadelor. Foarte multe case au fost mutilate, pur și simplu au fost îmbrăcate în polistiren și s-au distrus toate ornamentele. Ce se întâmplă cu cazurile acestea iarăși? Da. Case, există case și există monumente istorice și există zone protejate. Pe case noi nu ne putem pronunța, chiar nu avem nicio competență. Pe zone protejate, pe monumente istorice ne putem proteja, ne putem pronunța și aici iarăși este important, inclusiv la nivelul noului cod al patrimoniului, să prevedem aceste situații. Pentru că lumea deseori vrea să plătească mai puțin la întreținere, vrea să fie mai cald în casă și atunci ignoră partea publică a edificiului, partea istorică a edificiului, bine, care dă caracter zonei. Cineva a vizat proiectele acestea de... Nu? Sau se autorizează de Ministerul Culturii aceste proiecte? Când e vorba de monumente istorice, da. Și sigur. Pentru zone protejate, nu? Și pentru zone protejate, nu. Sau puțin. Depinde dacă ajunge sau nu la comisie. Că imponesc că eu nu pot să vin să-mi pun polistiren pe casa din zona protejată, să o distrug și să apară ceva, nu? Și nu mă tem că puteți să faceți acest lucru sau chiar dacă nu puteți să-l faceți și lucrul poate să treacă neobservat, pentru că comisia nu are neapărat atribuții de pază. Inspecția, da, dacă este sesizată și aici iarăși unele trec ca o scrisoare la poștă fără să fie sesizate, fără să fie obiectul unei reclamații. Deci aici eu cred că o mai bună sensibilizare a opiniei publice, a mediilor profesionale. Adică oamenii oamenii să fie atenți la cum arată cartierul lor, cum arată, care este identitatea cartierului lor, care sunt trăsăturile caracteristice ale unor zone protejate, prin care cartierul se mândrește. Și, în general, să fie mai vigilenți, fiindcă e clar că, deocamdată, cadrul legislativ e încă flu, sau în anumite situații este flu, vom face ce putem să-l facem mai șarf, mai precis, mai acut, mai sensibil, dar eu cred că aici e foarte importantă și atitudinea și acțiunea
mediilor profesionale, a organizațiilor non-guvernamentale care au, într-adevăr, au fost câinele de pază al patrimoniului național în ultimii ani. Ca ministru sunt foarte recunoscător asociațiilor care au încercat să facă ceva și au făcut ceva și deseori au mers în instanță și au susținut punctul de vedere al cetățeanului în situații în care Ministerul Culturii a fost de fapt destul de neglijent, să zicem așa, dacă nu chiar opac. Pentru că patrimoniul construit a monopolizat discuția, să deviem un pic. Cum se pare bugetul pe care l-ați primit în 2016 și dacă va ajunge pentru proiectele pe care le-ați anunțat? Bugetul este cel pe care am putut clădi, pornind de la rigorile asumate de către guvernul Cioloș, ținta de deficit, care știți că nu poate să depășească 3%. E un buget foarte mic în raport cu... Este exact 0,1% din PIB, adică ceva mai mult de 700 de milioane de lei pentru tot Ministerul Culturii, care vă reamintesc că are în subordine toate instituțiile publice de cultură, cele care nu sunt la autoritățile publice locale, muzeele naționale, operele, teatrele naționale, Biblioteca Națională, diverse centre culturale în anumite județe care au rămas la Ministerul Culturii, Radeful, de pildă, sălile de cinematograf și așa mai departe. Și, bineînțeles, Institutul Național al Patrimoniului cu Planul Național de Restaurare de care vă vorbeam, cele 50 de milioane de lei. E un buget foarte mic în comparație cu bugetul pe care îl alocă alte țări, spre comparație de pildă în Franța și în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, bugetul pentru cultură este de 1% din PIB, deci de 10 ori mai mare. Nu vorbesc acum de cifre absolute, vorbesc de procent. Ponderea din PIB este de 1%, la noi de 0,1%, după ce am venit eu, pentru că până atunci era 0,08. Am reușit să cresc cu o cincime, cu 20% acest buget. Și încă această o cincime este obținută pe fonduri europene, adică pe bani care nu pot fi de fapt accesați decât în măsura în care convingem autoritățile de la Bruxelles de buna întocmirea unor proiecte. Deci, de la asta am pornit. Ăștia sunt banii. Cu ăștia acum încercăm să facem tot ceea ce ne propunem să facem. Da, din ceea ce eu am anunțat și am asumat ca obiective pentru mandatul meu, îmi ajung. Evident că vom încerca să mai negociem la rectificările bugetare, pentru că e nevoie de bani pentru proiecte mai ales. Dar o eventuală rectificare va fi gândită doar în raport cu proiectele într-adevăr prioritare, care merită să fie promovate și nu va veni ca o cerere pur și simplu, mai dați-ne și nouă niște bani, că și așa sunt acolo niște bani. Ați anunțat că Ministerul Culturii va lua în 2016 un credit de la BERT pentru construirea în București a unei săli de concerte și pentru restaurarea mai multor muzee, Muzeul Național de Istorie, clădirea Teatrului Național Lucian Blaga, Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul Calinderu, Muzeul Enescu. Ați început negocierile cu BERT și despre ce sumă este vorba? Care ar fi valoarea acestui împrumut? Da, nu e vorba de BERT, e vorba de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, BDCE, care este un partener de lungă durată al guvernului de la București, în sensul în care acest împrumut ar fi doar un al treilea deviz cadru de împrumut. Au mai existat două alte asemenea devize cadru care au permis restaurarea, consolidarea și reabilitarea unor clădiri importante din România. Citez aici Palatul Culturii din Iași, pe care îl vom redeschide în luna aprilie, Muzeul Colecțiilor de Artă din București, Teatrul Național Caragiale din București, Biblioteca Națională a României, ca să dau doar câteva exemple. Primul efect al colaborării dintre guvern și BDCE s-a văzut în 2007, când banca a acordat un credit de 194 de milioane de euro
pentru implementarea două mari linii, două mari programe, ce cuprind, cum vă spuneam, un număr de 21 de obiective la nivelul țării, toate fiind clădiri monument istoric sau clădiri de maximă relevanță aflate în folosința unor importante instituții de cultură. În acest program dorim să ne înscriem. Care ar fi valoarea? Pentru mai departe, valoarea împrumutului va depinde de proiectele și depinde de proiectele pentru fiecare obiectiv. Depinde pentru Muzeul Național de Istoria României, pentru care știți că acum câteva zile am lansat un concurs internațional de soluții de arhitectură pentru reabilitarea, consolidarea și extinderea clădirii. El va fi de 90 de milioane de euro fără TVA. O, niște lucrări care vor dura câțiva ani și care vor permite, de fapt, un nou concept, cum îmi place mie să spun, al istoriei naționale a României, tocmai pentru a ne despărți de vechiul concept. Știți că Muzeul Național de Istoria României a fost deschis în vechiul palat al poștelor din București în 1970. A fost unul dintre principalele instrumente de propagandă ale național-comunismului în perioada Ceaușescu. Perioada în care istoria României era gândită într-un anumit fel, am învățat-o cu toții când eram mici în manuale, și, mă rog, într-o anumită măsură, unele elemente s-au mai perpetuat. Lăsând la o parte aceste lucruri, care sunt mai degrabă din trecutul, din istoria recentă a României, vă spuneam că această anvelopă va fi necesară pentru dezvoltarea unui program de mai mulți ani. Dar aveți o idee cam cât, ce sumă, nu la centimă, dar ca idee? Adică, ca să știm despre câți bani ar fi vorba și dacă ați început negocierile. Deci, e vorba de, deocamdată, de Muzeul Național de Istorie, de Teatrul Național și Opera din Cluj și construirea unei săli de concerte, așa cum știți că am anunțat-o, și care, de fapt, e un proiect mai complex, un fel de art space. O să vorbesc despre asta dacă doriți. Da, chiar vreau să vă întreb. Numai puțin. Deci, aceste trei obiective, noi le estimăm, încă o dată, nu s-a încheiat încă un acord pe chestia asta, e un obiect de negociere, le estimăm la circa 165 de milioane de euro fără TVA. Cu mențiunea că BDC ar urma să acopere prin împrumut doar o parte a acestui necesar, restul sumei fiind acordat direct prin cofinanțare de Guvernul României. Și cam cât în procente cât ar însemna cofinanțarea? Nu pot să vă spun acum detalii. Încă o dată spun că această negociere nu a avut încă loc. Ea e prevăzută să aibă loc probabil la jumătatea lunii martie, cu o delegație a BDC care va veni la București. Că vorbim de sala de concerte, să ne împrumutăm să facem o sală de concerte. Este, mă rog, valoarea investiției este estimată undeva la 55 de milioane de euro, corect, din documentele de pe site. Da. Chiar este nevoie de această sală, pentru că am văzut mai multe critici la adresa proiectului. Da. Răspunsul meu, da, este nevoie. În primul rând că de ani de zile oamenii de cultură, publicul din București își dorește o sală pentru desfășurarea Festivalului George Enescu. Festivalul George Enescu, care este probabil cel mai mare eveniment muzical pe care îl organizează România de mulți ani încoace, cel mai important, cel care atrage publicul internațional cel mai semnificativ. Sunt oameni care vin aici și se instalează pentru 3-4 săptămâni în București, beneficiază de tot peisajul cultural și turistic al capitalei. Deci vin din străinătate, se instalează la hotel și se duc în fiecare seară la concert. Reprezintă, după părerea mea, una din succesele majore în cultura românească din ultimii 20 de ani. Dar noi am lărgit un pic acest concept al sării de concerte, pornind de la ideea că în ultimii ani am constatat o creștere a acțiunilor de sprijinire
în favoarea tânărului antreprenor, tânărului om de știință, chiar și a tânărului politician implicat în societate. Dar nu am văzut încă, și aici o să vedeți că e punctul pe care aș vrea să-l dezvolt, proiecte sau spații măcar care să-l sprijine pe tânărul artist sau pe tânărul om de cultură. Și acest proiect al unei săli de concerte vrea să fie un asemenea proiect. Peste tot în lume sunt spații istorice care sunt transformate în incubatoare culturale multidisciplinare și multiactivitate. De la Teheran la Moscova, de la Londra la Buenos Aires. Vrem să facem un asemenea spațiu în București, vrem să transformăm un spațiu central, probabil din apropierea aparatului Victoria, într-un astfel de incubator de artă modernă. Unde ar fi acest spațiu? Acest spațiu ar fi într-adevăr un suport pentru actul de creație al tânărului artist. Pornind de la spațiul de desfășurare în sine, de la interacțiunea cu comunitatea artistică, până la diseminarea rezultatului către public. Un spațiu care să creeze un context cultural, să alimenteze creativitatea, să dea energie spiritelor creatoare și să ofere inspirații artistului. De exemplu, actorii de la Teatrele Independente ar putea juca pe această scenă? Vrem un loc care să fie conceput după chipul și asemănarea artei moderne. Să fie multidisciplinar, fluid, provocator. Vor fi galerii vizuale, va fi această sală de concerte, vor fi săli de proiecție, va fi o bibliotecă, vor fi ateliere de creație. Vrem un spațiu care să încurajeze colaborarea între creatori, dar și între creatori și public. Lucrul ăsta e foarte important. Un spațiu în care să cadă barierele actuale dintre consumatorul de artă și creatorul de artă. Și poate lucrul cel mai important, un spațiu care să readucă arta modernă românească în conversația publică a României. Ăsta e conceptul mai amplu pe care l-am desenat și pentru care vreau să mă bat, pentru că mi se pare la nivelul anului 2016, într-adevăr, ceea ce poate să reprezinte cumva Ministerul Culturii în dialog cu societatea. Revin la întrebare. Ați găsit teren pentru această sală? Da. Spuneți că va fi undeva în Da, cer. Am găsit un teren. Mai trebuie încă o mică, să zic așa, voință politică. Nu am să anunț astăzi exact locul, dar vrem ca el să fie în imediata apropierea spațiului cultural semnificativ din centrul Bucureștiului. Încă o dată, o sală de concerte nu poate să fie departe de celelalte locuri în care se petrec marile evenimente muzicale din București, cum este Ateneul, cum este sala radio, și care să fie, deci, în același timp vizibil, în același timp locul în care să se poată ridica o construcție nu mare. Este deci, vorba de depoul RATB din spatele guvernului. Deci o construcție nu mare. Nu vrem o catedrală. Nu vrem o catedrală a muzicii românești, dacă înțelegeți ce vreau să vă spun. Vrem pur și simplu o sală modernă care de jur împrejur să funcționeze ca un art space și care să fie o clădire manifest pentru arhitectura contemporană. Deci nu vreți să spuneți unde e terenul, am înțeles. O să trec la următoarea întrebare, dacă nu vreți să spuneți unde e terenul, deși doar de terenul depoului e singurul teren liber suficient de mare să încapă o sală de spectacole. Vrem să vă întreb, spuneați de Muzeul Național de Istorie a României, mă rog, că s-a lansat un concurs, că se restaurează și se transformă în altceva. Alt concept. Pentru această lucrare, eu știu că s-au mai dat niște bani în urmă cu câțiva, în perioada 2006, s-au dat 50 de milioane de lei pentru consolidarea lui. Deci a fost plătită deja o bună parte din consolidare, un contract care s-a majorat prin mai multe acte adiționale și pentru care conducerea de la vremea respectivă a Muzeului de Istorie a semnat. Vreau să vă întreb dacă a răspuns cineva pentru această cheltuială și dacă au fost imputați cuiva banii, pentru că din cauza acestui contract dezastruos, muzeul a ajuns într-o stare precară. Da. Nu numai că a ajuns într-o stare precară, în care, într-o anumită măsură, se află și astăzi, fiindcă are mari probleme de structură în continuare, dar a fost închis.
Muzeul Național de Istorie a României, a fost închis. Este închis de 14 ani de zile. Acolo se poate intra la parter pentru a vedea tezaurul, pentru a vedea lapidariumul și pentru a admira columna lui Traian. Copia columnei lui Traian. Deci e o situație care e o situație istorică. Vorbim de 14 ani. Bun, acum întâi o mică rectificare. Din câte am fost informat, era vorba de suma de peste 16 milioane de lei care la un curs mediu din anii 2002-2006 ar fi echivalentul a ceea ce avem astăzi, ar fi exprimat astăzi de suma de 54 de milioane de lei. 54 de milioane de lei. În legătură cu ceea ce s-a întâmplat acolo, există un raport al Corpului de Control al primului ministru, care pe vremea era Călin Popescu Tăriceanu, și care semnala faptul că s-a încălcat legislația privind achizițiile publice. Majorat de 14 ori contractul, prin acte adiționale. Prin depășirea marjei legale de reajustare a valorii unui contract. Din câte știu, plățile în aceste contracte sau plățile pe care le-a făcut muzeul s-au făcut pe baza unor documente semnate de dirigintele de șantier și de directorul tehnic. De asemenea, mai știu că nu s-a făcut recepția lucrărilor în termen legal de către Inspectoratul de Stat pentru Construcții, după oprirea activității pe șantier la 22 decembrie 2006. După aceea, după 2006, au continuat procese lung, foarte lung. Ele s-au încheiat abia în 2012, iar toate aceste procese au fost câștigate de Muzeul Național de Istorie. Cu toate acestea, RomConstruct, care era firma cu care se încheiase inițial contractul, a refuzat să rezilieze contractul cu Muzeul Național de Istorie, blocând orice posibilitate de reluare a procesului de includere a Muzeului Național de Istorie pe lista obiectivelor de restaurare a Ministerului Culturii până la sfârșitul lui septembrie 2012. Dar până la urmă s-a obținut rezilierea în instanță? S-a obținut abia atunci și în momentul acela Ministerul Culturii a putut să introducă, de fapt, Muzeul de Istorie în lista obiectivelor de restaurare prioritară, ceea ce a permis, de fapt, introducerea muzeului în acest program în care el a intrat acum. În cadrul litigiului s-au mai dat, firma respectivă a mai luat niște bani în plus, a trebuit să dea ceva din ce a încasat? Ei au continuat niște lucrări. După acel moment din 2006, RomConstruct a mai continuat niște lucrări fără să aibă avizul muzeului și litigiile s-au desfășurat din cauza aceasta. Ei mai revendicau o sumă de 800.000 de lei la data respectivă, care ar mai fi acoperit, de fapt, aceste lucrări suplimentare. Încă o dată, toate procesele au fost câștigate de muzeu, deci suma asta nu a fost plătită. Bun. Deci, cam a găsit asta. Cineva banii aceia, mă plătește, a fost găsit cineva vinovat pentru această situație? Deci, banii aceia, adică acești 800.000 de lei nu s-au plătit. Nu, cei 50 de milioane de lei. Cei 50 de milioane de lei, încă o dată, nu s-a făcut o recepție a lucrării. Ei au intrat în, practic, o consolidare a structurii de rezistență a muzeului, care a fost realizată în proporție de 50%. Ceea ce înseamnă că noi, acum, intrând cu nou proiect, va trebui să consolidăm ceilalți 50%. Bine, în cazul în care a rezistat ce s-au consolidat. Da, bun, în general consolidările știți că se fac pe o anumită porțiune deci a clădirii. Deci nu plătește nimeni nimic. Deci, nu a fost găsit nici directorul tehnic. Acolo am găsit lucrurile când am venit eu în minister. În general, conducerile Ministerului Culturii până acum
deci până să vin eu, au remarcat faptul că acest contract era semnat între muzeu și RomConstruct. Deci nu a, contractul nu a implicat în niciun fel Ministerul Culturii la nivel de semnătură. A fost încheiat între muzeu și RomConstruct. Poate aude de neau și se sesizează mai târziu. Da. Eu personal vă spun, singurul document la care am avut acces a fost raportul de control, acel raport de control al primului ministru, în care se vorbește de încălcarea legislației privind achizițiile publice și de faptul că în vara anului 2006 nimeni nu a putut face o estimare a costului final și a timpului necesar pentru încheierea lucrărilor. Nu pot să vă dau alte informații, sunt lucruri din 2006, noi suntem în 2016. Am înțeles. Da. Trecem la următoarea întrebare, ca să nu ne lungim foarte mult. Ce aveți de gând să faceți cu Biblioteca Națională? Proiectul de modernizare a costat 130 de milioane de euro și la inaugurare s-a promis că acolo se vor întâmpla diverse evenimente, că va fi un loc viu, conectat cu exteriorul, cu Dâmbovița, cu orașul. Da. Până acum n-am văzut nimic. E un spațiu așa închis, cu ușile închise? Nu e un spațiu închis, e un spațiu deschis. E un spațiu foarte frumos. E o clădire modernă, care are o infrastructură, într-adevăr, up-to-date, foarte la zi, contemporană, foarte adaptată unei biblioteci naționale. Biblioteca are alte probleme, dar din ceea ce privește spațiul în care funcționează, cred că chiar nu se poate plânge. În ceea ce privește deschiderea bibliotecii către exterior, și mie mi se pare că încă nu suntem la standardele la care ar trebui să fim. Clădirea este impozantă, dar nu e conectată cu orașul. Nu e conectată cu râul, care încă rămâne o, deci conectarea cu natura, adoverea mea. Da. Pute la propriul. Da, conectarea cu natura lasă mult de dorit. Cred că aici și orașul ar putea face foarte mult, că din câte am auzit sunt șobolan pe aceste cheiuri ale Dâmbovisei și aici cred că trebuie să vorbim despre deratizare, da? Dar totuși e o clădire care, din punct de vedere al deschiderii către oraș, aș zice, ca să folosesc o expresie celebră, are un potențial imens. În sensul în care îmi doresc ca această clădire să fie mai deschisă către oraș. În primul rând, realizarea unui restaurant. Este inadmisibil ca o bibliotecă națională a unei capitale dintr-un oraș european să nu aibă o structură prin care să ofere alimentație publică unei cifre de cititori care probabil că depășește 1000 în fiecare zi și care stă acolo pentru a citi, pentru a se documenta, pentru a face cercetări. Acest spațiu al unui restaurant există, e în proiectul clădirii, el este la primul nivel, exact în, când vă uitați la bibliotecă dinspre Piața Unirii, este chiar în deschiderea către cotul acesta al Dâmboviței, un spațiu care s-ar putea deschide prin ușile fereastră către exterior, și el face obiectul e singurul spațiu care a rămas în chip bizar nedespărțit, nepartajat între bibliotecă și Ministerul Culturii. Acum am promovat o hotărâre de guvern prin care Ministerul Culturii dă acest spațiu Bibliotecii Naționale pentru a face înăuntru ceea ce proiectantul deja prevăzuse, un restaurant la Biblioteca Națională. Vrem un restaurant în care cititorii să vină, să-și petreacă timpul la prânz, să iasă într-un spațiu, să zicem așa, intermediar între bibliotecă și oraș. Altceva foarte important este să dăm oarecare suflu acestei instituții. Este o instituție care a fost îngenunchiată prin ani de zile în care a funcționat sub parametri în care i s-au promis că se va muta în nou sediu și nu s-a mutat. Știți că nou sediu a trenat enorm până a putut fi inaugurat. Această mutare prelungită, o foarte mare parte din colecție a stat în
cutii, stă în continuare în cutii din absența unor rafturi necesare pentru a pune tot patrimoniul, toate cărțile la locul lor. E o instituție care a fost sărăcită multă vreme de idei, de energie și de creativitate. În călătoria pe care am făcut-o în Franța, acum 2 săptămâni, în delegația primului ministru, am avut contacte la nivelul Ministerului Culturii francez și la nivelul Bibliotecii Naționale a Franței, care e una dintre cele mai mari biblioteci naționale din lume. Spațiu superb și cu foarte multe activități și am cerut sprijin, asistență, know-how pentru, practic, punerea la nivel, aducerea la nivel pentru toate aceste domenii a Bibliotecii Naționale din România și am primit asigurări că vom avea o participare activă. Mă sprijin foarte mult pe expertiza Bibliotecii Naționale franceze, care organizează multiple activități, mai ales în zona Eau de Jardin, de interacțiune cu publicul, cu publicul general, generalist, asta nu neapărat asta, cu cercetătorii. De asta era întrebarea, pentru că la Biblioteca Națională te duci dacă vrei să citești ceva. E foarte bine că este spațiul acesta pentru persoanele care doresc să studieze, dar eu am fost la muzee, în alte biblioteci din alte orașe, unde oamenii se întâlnesc, vin să vadă o expoziție, vin să vadă... Adică e un spațiu al orașului, da, nu doar... Exact. Trebuie să devină un spațiu al orașului, trebuie să devină un spațiu al activităților creative, asociate cu arta, cu cultura scrisă, da? Trebuie să devină un loc de întâlnire pentru scriitori, pentru copywriteri, pentru... Deci trebuie să fie mult mai mult decât ceea ce este. Trebuie de asemenea să devină un plămân al activității de digitizare a patrimoniului scris din România. Și aici... Știu că era un proiect anunțat chiar la inaugurarea noului spațiu și... Da, din păcate ei deocamdată sunt sufocați de lipsa de spațiu online, de spațiu informatic pentru asta și trebuie să le dăm resursele necesare pentru a-și crea acest buffer, pentru a deveni într-adevăr activi în mediul online, în primul rând prin proiecte de digitizare. Și aici trebuie să amintim Gallica, ca exemplu de bună practică în ceea ce privește, deci Gallica e cel mai mare proiect din lume în ceea ce privește digitizarea de cultură scrisă, cel desfășurat de Biblioteca Națională a Franței. Și Biblioteca Națională a Franței ne-a oferit sprijin pentru integrarea Bibliotecii Naționale a României în rețeaua internațională a bibliotecilor francofone, un spațiu pe care vrem să-l câștigăm. Aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu patrimoniul RADEV. Sunt o mulțime de cinematografe, teatre de vară, grădina Capitol, aflate în paragină. Am văzut că ați început să le dați către administrațiile locale, Cinema Gloria, Cinema Favorit. Dar ce se întâmplă cu restul? Ce decizie veți lua? România Film, da, RADEV, este o regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, care se finanțează singură din venituri proprii. De aceea, rolul Consiliului de Administrație al acestei regii e vital pentru viitorul ei, deoarece principalele atribuții în redresarea României Film se găsesc practic în exercițiul acestui Consiliu de Administrație. De viitorul regiei depinde revigorarea sistemului de săl de cinematograf din țară, în măsura în care aceste săli au mai rămas în administrarea RADEF. Am anunțat deja un concurs public de recrutare a viitorilor membri ai Consiliului de Administrație ai România Film, un moment foarte important, deoarece nu a existat până acum în ultimii ani, vreun consiliu care să fie complet și care să nu fie interimar, ceea ce a condus în tot acest timp la decizii și la situații care s-au dovedit dezastroase pentru această regie autonomă. Am speranța că la acest concurs vor participa oameni competenți din breasla cinematografică și că în cel mai scurt timp posibil viitorul consiliu va propune un proiect de restructurare și de reorganizare completă, coerentă și viabilă pentru RADEF. Încă o dată, încercăm să o facem să funcționeze potrivit ordonanței 109,
care aduce modelul funcționării în întreprinderile private în orizontul administrației publice. Deci, practic, transformăm RADEV sau o facem să funcționeze potrivit unei societăți comerciale competitive care să administreze patrimoniul pe care îl are în subordine. Aveți idee câte dintre cinematografele RADEV mai funcționează și câte sunt închise? Și câte mai are? Sunt circa 70 și ceva în total de săli în toată țara, dintre care doar 17 mai funcționează ca săli de cinematograf în toată țara. Restul au fost practic, natura activităților lor s-a transformat și nu mai servesc interesul cinematografic. Deci ele, practic, în momentul de față, fac altceva, fac bingo, fac evenimente private, sau nu fac nimic, da? Deci, în orice caz, nu mai au nicio legătură cu cinematografia. Dintre cele 17 care au legătură cu cinematografia, vestea tot atât de proastă sau și mai proastă este că puține mai funcționează la parametrii la care ar trebui. Am fost la Iași săptămâna trecută și am văzut două săli de cinematograf, Victoria și Republica, în care activitatea este foarte redusă sau inexistentă. De pildă la Victoria, pot să vă informez că nu există căldură. Nici la București, pe Magheru. Nu există căldură. Da, da, nici la Magheru, la Union, de pildă. Da. Nu există căldură. Deci să te duci la cinematograf, să stai la 5 grade, într-o sală unde sunt infiltrații din acoperiș, în care scaunele sunt aceleași cu cele din anii 70, și în care, eventual, calitatea proiecției cinematografice este sub medie sau chiar... Și modernizarea acestora, pe banii cui ar urma să fie făcută? Asta spun. Deci este e o societate, practic, într-o stare catastrofală de administrare. Încercăm să pornim de la administrare, pentru că o tratăm ca o întreprindere privată, da? Și schimbăm Consiliul de Administrație, căruia îi dăm mandatul de a revitaliza și de a o trata ca o companie privată, fiindcă, de fapt, ea asta este. Sigur că... Va oferi și Ministerul ajutor? Sigur că Ministerul Culturii trebuie să dea pârghile, inclusiv prin legislație, și aici știți că avem proiectul acesta de o nouă lege a cinematografiei, care să ofere, practic, cinematografului românesc șansele pe care le merită cu prisosință de a beneficia de ședințe de cinema, nu? De proiecții în... La cinematografele de private, de exemplu, pentru o familie, să te duci la film. Da, e prea scump. E prea scump. E prea scump. Este în regulă, dar... E prea scump. E prea scump și aici cred că va trebui să avem discuții și cu societățile care dețin aceste multiplexuri, da? Pentru că există deja, în actuala lege, există o prevedere foarte precisă cu privire la procentul pe care trebuie să le aibă cinematograful autohton, pare că e prea mic, dar în orice caz există și nu prin plasarea acestor proiecții la ora luni, la ora 11 dimineața, se poate rezolva această prevedere legală. Dar astea sunt două lucruri diferite. Una este RADEF România Film cu ansamblul de săli pe care le are în administrare și alta este discuția cu operatorii privați. Când vom avea noua lege a cinematografiei și ce schimbări o să aducă ea, dacă ați avut discuții până acum? Da, am avut discuții. Este un grup de lucru la nivelul Ministerului Culturii. E un proces extrem de complex care trebuie să identifice toate problemele, care trebuie să intre în proces de deliberare în care trebuie să intre toți reprezentativii în domeniul cinematografiei în România și aici vreau să subliniez că sunt mai multe generații de artiști, de oameni de cinema. Este generația, mă rog, mai veche care a practic autoarea sau, mă rog, garantul moral al vechii legii a cinematografiei, cea care este actualmente în vigoare. Este generația regizorilor pe val, să zic așa, care au câștigat premii internaționale importante, cum ar fi Cristi Puiu, de pildă, ca să dau un exemplu, dar pot să dau multe altele,
Cristian Mugiu, nu? Cornel Porumboiu, da? Și mai există o generație și mai tânără de oameni de cinema care s-au ilustrat și care au realizări foarte bune și care, sigur, vin cu alte puncte de vedere foarte interesante. Noi va trebui să facem cumva, să încercăm să apărăm interesul public aici, e vorba de interesul public, în sensul de a da șanse tuturor de a fi reprezentați, de a acoperi acest proiect larg. Acest proiect al legii cinematografiei este gândit să iasă undeva în toamnă, tot așa cu posibilitatea de a intra direct în circuitul legislativ. Ce se întâmplă cu fosta școală 80, școala Boseanu, declarată de primăria declasată de primăria sectorului 3 și măcelărită după părerea societății civile? Ordinul de clasare a fost anulat de Asociația Salvați Bucureștiu, iar dumneavoastră n-ați mai făcut recurs în semn de prefect pentru monument. Am declarat că nu fac recurs. Da. Adică am oprit recursul, da. Mai precis. Poate fi obligată primăria sectorului 3 să aducă monumentul la forma lui inițială? Ce măsuri se pot lua împotriva primarului Robert Trengoiță? Eu nu pot să iau nicio măsură ca ministru al culturii. Aici doar instanța poate dispune. Și știți că Asociația Salvați Bucureștiu continuă procesul în sensul în care dorește, practic, dat fiind că s-a oprit acest recurs de către Ministerul Culturii, dorește să meargă mai departe și să responsabilizeze pe cei care au dat atunci avizul. Nu știu, aici nu mă pot pronunța cu privire la natura juridică a chestiunii, aici trebuie instanțele să se pronunțe. În orice caz, Ministerul Culturii e foarte convins că acesta a fost unul din cazurile paradigmatice, unde Comisia Națională a Monumentelor Istorice s-ar fi putut pronunța în favoarea respectării monumentului, dar ministrul a preferat să promoveze o părere contrară. Și strict, dacă vreți, tehnic, în cazul în speță, ministrul, cu toate că avea un aviz contrar de la direcție, a preferat să spună că nu a existat quorum al Comisiei Naționale Monumentelor Istorice sau nu s-a convocat în termen și a eliberat ordinul. Aici eu cred că ministrul ar fi putut pur și simplu să aștepte ca să existe o ședință regulamentar constituită a Comisiei Monumentelor Istorice care să dea un aviz clar. Directorul de la Direcția de Cultură București care a dat acest aviz mai este în funcție? Nu pot să vă spun aici, nu sunt pregătit să vă răspund la întrebarea asta, trebuie să ne interesăm. În orice caz vreau să spun că ceea ce vreau să reținem este faptul că acest exemplu, Școala 80, este unul din exemplele care a stat la baza motivației mele de a schimba legea 422, în sensul în care ministrul nu poate să ia o decizie contrară comisiei în cazul în care e vorba de respectarea patrimoniului istoric. Să ne ducem un pic spre altă parte, nu monopolizez iarăși discuția cu patrimoniul construit. Mai este vreo șansă ca Ministerul Culturii să exercite dreptul de preemțiune pentru cumințenia pământului? Știu că nu ați primit banii necesari. Nu am primit banii necesari. În momentul de față nu avem banii pentru asta. Și știți că am anunțat o inițiativă mai largă de crearea unui fond național de subscripție pentru ca Ministerul Culturii să-și poată exercita dreptul de preemțiune în achiziția de opere de artă românească atunci când ele se vând pe piața liberă. Sigur, aici cumințenia pământului poate funcționa ca un teaser, că într-adevăr e un lucru care a creat și pe bună dreptate a creat o așteptare, da, la nivel național, dar tot atât de importante mi se par vânzările pe piața liberă a unor pânze, unor tablouri de valoare excepțională, din categoria A, cum ar fi pânze de Paladi, de Tonița, de Petrașcu, unde tot așa noi asistăm practic neputincioși la faptul că ele sunt vândute. Nu faptul că sunt vândute e un lucru
care ne îngrijorează, ci mai degrabă faptul că ele trec din circuitul public unde au fost până acum, în circuitul privat și uneori într-un circuit în care nu le mai vede nimeni. Pentru că și colecționarii privați pot alege să le expună în spații publice sau în muzee. Deci pentru cumințenia pământului mai există vreo șansă? Sau? Deci pentru cumințenia pământului eu cred că discuția trebuie lărgită. Vreau să anunț crearea unui asemenea fond național și în măsura în care românii își vor dori ca această operă excepțională, una din puținele lucrări lui Brâncuș care se mai află pe teritoriul României, să rămână în circuitul public, va trebui să demonstrăm că există un efort național în această privință. Și acest fond ar semna contribuții private sau contribuții de la bugetul de contribuții stat? Contribuții private. Okay. Am înțeles. Un leu pentru Ateneu. Un leu pentru Ateneu, un model de succes. Da. Și prin care s-a edificat un Ateneu, un templu, nu numai al artei, dar și al dezbaterii publice. Vă reamintesc că Ateneu a funcționat foarte multă vreme ca un loc al dezbaterii, conferințele Ateneului, ca un loc al consacrării publice. E un model de succes. Dacă el a funcționat în secolul XIX, nu văd de ce nu l-am importat în secolul XXI. Sunteți mulțumiți de ce se întâmplă la ICR și de actuala conducere? Institutul Cultural Român a suferit niște grave prejudicii de imagine după plecarea lui Horia Roman Patapievici. Moment în care și bugetul lui a fost prăbușit și echipa de acolo a fost deprofesionalizată, a pierdut o bună parte din credibilitatea pe care o câștigase cu greu în spațiu public. S-a pierdut funcționarea pe baza unor comisii independente, unor jurizări independente care se pronunțau în toate finanțările importante și chiar în cele neimportante. Adică toată finanțarea era practic supusă decizie unor jurii independente. Deci a fost o lovitură dezastruoasă pe care a primit-o cultura românească la nivelul anului 2012. Nu vreau să pronunț nume. Important, ce mă interesează pe mine este instituția. Instituția. Deci instituția a suferit o pierdere masivă de credit, justificată de tot ceea ce s-a întâmplat acolo. În momentul de față, am văzut că există un efort al instituției de a se redresa, de a se reconecta cu actori culturali, cu mediul profesional. Am avut două întâlniri cu domnul Radu Boroianu. Cred că aș menționa două proiecte care mi se par câștigătoare acolo, din capul locului, și care cred că ar trebui să beneficieze de atenția publicului. În primul rând, Centrul Național al Cărții, CENAC, Centrul Național al Cărții, care atunci când a fost creat pe modelul francez, Centre National du Livre. Știți că Centre National du Livre e o instituție prestigioasă care în Franța e subornată Ministerului Culturii și care se ocupă cu programele de traduceri din literatura română în limbi de circulație internațională și cu publicarea operelor traduse la edituri din străinătate. Asta mi se pare foarte important. Nu la edituri din România destinate pur și simplu folosirii fondurilor editurilor locale pentru beneficiu unor dulapuri care se tot amplifică cu tiraje nevândute. Mi se pare foarte important ca acest program să continue, el continuă deja, să continue să beneficieze de finanțare și de atenție în continuare. De asemenea, al doilea proiect care mi se pare important la ICR este parteneriatul pe care ICR îl pregătește cu Centre National du Livre. Aici aș vrea să evoc și un program care a fost desfășurat, practic protocolul a fost semnat tot în perioada Patapievici, dar el a fost derulat după ce Patapievici nu mai era acolo.
cu privire la un program prioritar de un atelier de traduceri din franceză în română, care de fapt era un training, un program de training pentru traducătorii români în materie de științe umaniste. Am participat și eu la acest program, îl cunosc bine. El a durat doar un an și jumătate. N-a mai fost reluat din pricina ICR, care n-a mai, perioada respectivă n-a acordat atenție, și cred că el ar trebui reluat și cred că ar trebui amplificat în sensul de a avea pe de o parte un training în traducere de științe umaniste și pe de altă parte un training în domeniul traducerilor literare. Adică ar fi de fapt un complement al Centrului Național al Cărții, care funcționează în subordinea lor și care ar putea să beneficieze practic de acest training al traducătorilor. Sunt două lucruri care mi-au atras atenția acolo. Sigur că sunt și alte lucruri și niciun fel nu aș vrea să interfer cu conducerea. Deci noi sprijinim tot ce se întâmplă în domeniul ăsta. Mi se pare foarte important că ICR-ul reprezintă o vitrină a culturii românești în străinătate. Roșia Montană a fost declarată sit istoric de categoria A la începutul acestui an și ați sesizat DNA în privința unor nereguli petrecute în acest caz. Despre ce nereguli este vorba și ce se întâmplă mai departe cu Roșia Montană ca locul să nu rămână abandonat? Cum îl funcționalizați? Da, știți că lista monumentelor istorice din 2015 pe care am promovat-o printr-un ordin de ministru la 30 decembrie 2015 și care trebuie să se publice zilele astea în Monitor Oficial, nu aduce nou faptul că situl arheologic al Burnus Maior, Roșia Montană, este clasat în grupa A, adică în grupa obiectivelor de valoare națională și internațională. Modificarea se referă la localizarea acestui sit pe listă. În lista din 2010, situl nu avea o localizare, ci doar componentele acestui sit. Localizarea dispăruse încă de la lista din 2004, într-un mod foarte suspect. Lista anterioară, cele din 2004, care era tocmai lista din 1992, care e considerată drept o bază de referință de către toată legislația din domeniu, oferea și localizarea pe care noi am preluat-o acum în noua listă 2015. Și această localizare oferită încă din 1992 este, citez, întreaga localitate pe o rază de 2 km. Acest lucru e foarte important pentru că asigură protecție tuturor galeriilor subterane de epocă romană, care practic reprezintă patrimoniu arheologic în privința mineritului de la Roșia Montană. Nu mai există nicăieri în lume galerii romane în pământ, vreau să spun, care pot fi vizitate de acea epocă. Aceste galerii, încă o dată, există în continuare, sunt circa 8 km de galerii subterane și reprezintă singura exploatare auriferă de epocă romană care s-a conservat. Subterană auriferă care s-a conservat. Acesta este grija pentru patrimoniul arheologic. Acum, ceea ce e foarte important este că noi nu putem trata patrimoniu fără să ne ocupăm și de oamenii care sunt acolo. Și de aia e foarte important să se înțeleagă că promovarea patrimoniului în lista UNESCO trebuie să se acompanieze de un program de reconversie profesională a zonei, de dezvoltare socioeconomică a zonei. Și suntem pe cale, împreună cu mai multe ministere, să montăm un proiect pilot în care să facem să funcționeze Roșia Montană ca un proiect pilot într-un program mai larg de prin care vrem să redresăm sărăcia la nivel rural, fiindcă acolo e un exemplu de sărăcie la nivel rural, de reconversia unei zone mono-industriale. Erau oameni care trăiau din minerit,
practic mineritul la nivelul exploatării aurifere a încetat, a încetat, acolo nu se mai face exploatare auriferă, și acești oameni trebuie să primească cumva altceva, pentru că ei nu, e clar că nu pot trăi doar din agricultură. Ca să vă răspund și la întrebare referitoare la DNA, da, există suspiciuni de nereguli, de conflict de interese, poate chiar mai mult decât atâta, în funcționarea Institutului Național al Patrimoniului în ultimii ani, și în acest sens am, există un, un un dosar care a fost înaintat de către chiar de către Institutul Național al Patrimoniului la DNA, în care, mă rog, deocamdată se semnalează unele suspiciuni. Sigur că aici trebuie să se pronunțe organele de anchetă. Noi nu, deci nici Ministerul Culturii, nici Institutul nu are nici abilitatea și nici competența, nu? Atribuția de a se pronunța aici. Astăzi ați spus că ați demarat introducerea pe lista tentativă a UNESCO a sitului Roșia Montana. Aveți idee care sunt repercursiunile economice privind aceste decizii pe care le-a lăsat dumneavoastră de când ați venit? Nici o repercusiune. Pentru că dacă vorbim de Roșia Montana Gold Corporation, adică exact, de angajatorul din zonă, vorbeam de un eventual litigiu la curtea de arbitraj și de daunele pe care le-ar cere. Practic nu mai poate face proiectul după acest decizii. Discutăm de ce se întâmplă acum. Deci, în momentul de față, la Roșia Montana, nu există niciun fel de exploatare auriferă. La nivelul societății am înțeles că sunt circa 20 de angajați din populația locală, care asigură paza obiectivelor de, mă rog, interes economic pe care această firmă le-a desfășurat în zonă. Deci, nu e vorba de o... Nu avem... Adică nu există o populație care să lucreze acum pentru ceva viu și care își pierde locul de muncă. Nu. În momentul de față, la Roșia Montană, nu se întâmplă mare lucru. Dar compania va spune că are un contract cu statul român și că pierde niște bani. Da, aici eu nu mă pot pronunța. E clar că există niște interese economice. Eu cred, ca abordare generală, că un proiect de exploatare minieră, auriferă, conform legislațiilor acestei țări în care eu trăiesc, trebuie să parcurgă un anumit circuit de avize, care, în cazul de față, comportă mai multe ministere, Ministerul Culturii pentru Patrimoniul Arheologic, Ministerul Mediului pentru respectarea condițiilor de mediu și așa mai departe, există mulți decidenți. Din punctul meu de vedere, acest circuit nu a fost parcurs, pentru că nu au existat toate avizele și nu știu, eu aici vorbesc nu ca Ministrul Culturii, vorbesc ca cetățean în această țară, pur și simplu, nu știu ce companie ar putea pretinde daune pentru faptul că nu a obținut avizele necesare pentru exploatarea legală. Deci, dumneavoastră spuneți că RMCC nu a parcurs o traseu de obținerea avizelor, deci nu ar avea de ce să ceară... Da, dar încă o dată e opinia unui cetățean, deci ea nu reflectă opinia mea oficială. Deci eu, ca oficial, trebuie să apăr patrimoniul. Asta e misiunea Ministrului Culturii și cred că asta ar fi misiunea Ministrului Culturii în orice țară civilizată. Eu, ca oficial, cred, împreună cu Institutul Național al Patrimoniului, cu toate comisiile Ministerului Culturii, că acolo trebuie să protejăm un sit de valoare mondială. Asta e punctul meu de vedere. Ultima întrebare. Ce se întâmplă cu cinematografele și teatrele care s-au închis după aplicarea legii care interzice activitățile în clădirile cu bulină? Și ce se întâmplă cu proiectul de ordonanță care vizează alegerea managerilor instituțiilor de cultură prin concurs? De ce ați retras proiectul? Sunt două întrebări diferite. Da. Bun. În ceea ce privește închiderea teatrelor și cinematografelor, așa cum am spus
și un punct de vedere pe care nu mi l-am schimbat, acele instituții funcționau ca niște sicrie. Este inadmisibil să chem publicul în niște imobile care în orice moment la o catastrofă naturală se pot prăbuși peste el. Este o dovadă de irresponsabilitate și de dispreț al drepturilor omului, deci omul are dreptul la sănătate și la viață, da? Câtă vreme tu știi că acolo, la un moment dat, va fi o catastrofă. Deci eu nu înțeleg, pur și simplu, cum timp de două, ca să nu mai refer decât la epoca democrației, cu toate că problema era și aceeași și în epoca Ceaușescu. Eu nu pot să înțeleg, ca cetățean al României, cum timp de 25 de ani, 1990 până azi, publicul a putut fi chemat de către instituții publice de cultură, e vorba de stat aici, să vadă niște spectacole sau niște de teatru sau niște filme în niște grădini care în orice moment se puteau prăbuși peste el. 1. 2. Da, ele au fost închise. În sfârșit, ne bucurăm de acest fapt. Adică acest lucru nu se mai putea continua pur și simplu. Era un scandal moral. Ce facem? Păi, ce putem face? E foarte clar ce putem face. 1. Trebuie să deplasăm aceste instituții provizoriu în niște spații în care le poate să-și desfășoare activitatea, pentru că nici actorii, nici regizorii, nici publicul cultivat din România care dorește să consumator de cultură nu are nicio vină. El trebuie să vadă mai departe acest sau să joace mai departe aceste spectacole. Și aici e foarte important să încercăm împreună și cu primăriile să găsim niște spații, dar ele nu vor fi decât provizorii. 2. Trebuie să consolidăm centrul Bucureștiului și centrul orașelor care este afectat de această măsură. Lucrul ăsta nu se poate face fără o modificare a faimoasei ordonanțe 20 din 1992 sau 94, nu mai știu, care prevede că pentru lucrările de consolidare și reabilitare ale clădirilor afectate de risc seismic e nevoie de acordul tuturor proprietarilor. Or, dacă vorbim de blocul Patria, de pildă, avem Cinema Patria la parter și 9 etaje de apartamente și garsoniere care numără sute de proprietari. Deci, cum spuneam și mai devreme, dacă nu ne schimbăm optica legislativă și nu introducem sub numele de sub justificarea protecției civile o procedură și o modificare ordonanței și o procedură de urgență și de expropriere în cazul în care nu există acordul proprietarilor, cu, bineînțeles, o justă despăgubire, nu vom putea realiza, indiferent, putem avea și fonduri europene, putem avea sprijinul băncii mondiale, putem avea orice fel de facilitate financiară. Dacă nu modificăm această ordonanță care nu ne dă acum posibilitatea să intervenim pe monumente, plus sunt și monumente istorice, pentru că sunt monumente moderniste, Horia Creangă și așa mai departe, Marcel Iancu, da? Deci, Ministerul Culturii este de două ori interesat. În primul rând că sunt instituții de cultură, în al doilea rând că sunt monumente istorice care sunt create, care sunt ridicate de foarte mari arhitecți și sunt de fapt niște manifeste ale modernismului românesc. Dacă nu putem interveni, deci, pe această ordonanță și nu putem transforma aceste obiective practic în obiective în lucruri în care putem expropria pe cauză de utilitate publică și de protecție civilă, repet cuvântul, fiindcă mi se pare foarte important, atunci nu vom putea face nimic. Ne vom lamenta că centrul Bucureștiului a fost evacuat, că acolo nu se mai face nimic și mai departe. Asta este abordarea. Iar a doua parte a întrebării, cu ce se întâmplă cu proiectul de ordonanță de urgență care privește alegerea managerilor și... Da, 189. Și de ce ați retras proiectul de ordonanță? Am să explic. 189 este o haină, să zic așa, sunt în termeni, ca o metaforă, o haină care ar trebui să îmbrace toate instituțiile de cultură aflate în subordinea administrației publice, fie că e ea centrală, fie că e ea locală. E foarte limpede, pentru mine a fost foarte limpede din dezbaterea pe care am organizat-o la Ministerul Culturii. Prima dezbatere organizată din 2007 încoace,
până atunci nu s-a, de atunci nu s-a mai făcut, că punctele pe care le-am avansat pentru reformarea acestei ordonanțe nu erau, nu au fost în totalitate în acord cu breasla, cu breslele care s-au exprimat atunci. Și aici domnul Caramitru a venit și a spus niște lucruri foarte precise. Muzeele iarăși s-au exprimat, filarmonicile, am avut un punct de vedere al filarmonicilor, și atunci am hotărât că proiectul pe care l-am propus eu nu era destul de bun. Avansa lucruri interesante și cred că o parte... Dar nu credeți că presiunea actualelor directori de teatre, ca să citesc generația tânără, care spune că sunt agățați cu dinții de scaun doar de a-și apăra puterea? Eu cred că nu se poate face o reformă în acest domeniu fără oamenii care sunt în acest domeniu. Există, bineînțeles, o susceptibilitate la nivel de generații, dar eu nu cred că trebuie transformată modificarea asta într-un conflict de generații. Cred că ceea ce e important este să avansăm ideea profesionalismului și al competitivității și al eficienței în materie de management. Asta cred că e lucrul cel mai important. Și da, a fost o lecție pentru mine, pentru că aici nu cred că vom putea face pași decât împreună. Mi se pare foarte important ca și mediul independent, sectorul independent, și actorii tineri, și uniunile de creație, Uniterul, și reprezentanții teatrelor naționale din țară să fie aduși la aceeași masă și să punem cap la cap un proiect mai amplu de modificare a acestei ordonanțe. Toată lumea e de acord că ea este insuficientă în momentul de față. Și cred că a fost o ipoteză de lucru, cea pe care am lansat-o. Sigur, ea s-a lovit mai degrabă de opoziția unora decât a celorlalți, a convenit mai mult unora decât celorlalți. Eu cred că acum e momentul în care, într-adevăr, s-au cristalizat niște opinii și toți acești oameni trebuie aduși la masa de discuții și implicați într-un proiect mai general de refacere a textului normativ. E un lucru pe care l-am anunțat atunci. L-am anunțat exact după ce s-a încheiat dezbaterea respectivă, că în mod sigur e nevoie de un proces de reflexie mai îndelungat și acest proces îl vom face împreună cu toți cei interesați. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Și eu vă mulțumesc.